Stimați câți colegi, cât sunteți prezenți. Recent, declarații venite din partea celui mai bine plătit funcționar al Uniunii Europene, mă refer la președintele Comisiei, domnul Jean-Claude Juncker, au venit să șocheze opinia publică, sau cel puțin pe aceia care credeau și mai cred în angajamentele euroatlantice ale statelor membre UE, precum și în principiile pe care s-a clădit această uniune politică, printre care, la un loc de frunte, se află respectul față de granițele statelor europene, față de suveranitatea și integritatea lor teritorială. A spune, precum dânsul a spus, că Rusia ar trebui să fie un partener al Europei, la doar un an după ce Rusia domnului Putin a anexat o parte, Crimea, a unui stat suveran, Ucraina, ba mai mult, a spune ca Rusia să stea în rândul întâi, iar apoi să te răstești la Statele Unite ale Americii, țara aceea care și-a trimis tinerii acum 80 de ani să moară pe câmpurile de luptă ale bătrânei Europe pentru a ne salva de ciuma brună, a face astfel de afirmații în mod public este mai mult decât o gafă politică. Este o abdicare de la principiile menționate mai sus, este o devolare de intenții pentru care, pe bună dreptate, domnul Juncker ar trebui să plătească cu funcția. România știe ce înseamnă să lași Rusia să stea în primul rând. Știe de peste 200 de ani de când o altă Rusie cu un alt țar decât domnul Putin a anexat Basarabia. România știe ce înseamnă să faci concesii imperialismului rus, fie la Teheran, fie la Ialta sau la Moscova. Știe pentru că a învățat prin intermediul la mai bine de 4 decenii de comunism impus de tancurile sovietice. Desigur, domnul Juncker nu va răspunde pentru declarațiile sale, pentru că el nu a vorbit fără de sine, ci s-a făcut purtătorul de cuvânt al acelora care nu au cunoscut pe pielea lor prietenia ursului rus, ci doar au făcut afaceri cu mogulii ruși sau și-au pregătit ceau la flacăra gazului rusesc. Dar toate acestea nu mă pot împiedica să ajung la concluzia tristă că, nu numai de data aceasta, președintele Comisiei Europene a pierdut o bună ocazie de a tăcea. Vă mulțumesc!